Au fost înregistrate în România primele două decese din cauza gripei, potrivit Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică. Este vorba despre un bărbat de 58 de ani din județul Timiș, care avea condiții medicale preexistente și nu era vaccinat antigripal, confirmat cu virus gripal tip A, subtip H3, și o femeie de 78 de ani, din județul Olt, fără condiții medicale preexistente cunoscute și nevaccinată antigripal, confirmată cu virus gripal tip A, subtip H3, conform Agerpres. Potrivit sursei citate, bărbatul a decedat pe 14 aprilie, iar femeia pe 17 aprilie. Numărul infecțiilor respiratorii a crescut din momentul în care autoritățile au renunțat la obligația purtării măștii de protecție. Flavius Cioca, director executiv de SP Timiș, din păcate, a fost consemnat decesul unui pacient în vârstă de 58 de ani, cu diagnostic gripă, un pacient care s-a prezentat într-o unitate de primiri urgente cu simptomatologie severă. Pacientul era cunoscut cu afecțiune cardiacă, hipertensiune arterială și cu diabet zaharat în antecedente. Ulterior a fost internat la Spitalul de Boli Infecțioase direct în compartimentul terapie intensivă. Din păcate, starea pacientului s-a degradat considerabil în zilele de internare și ulterior pacientul nu a mai putut fi salvat. Ne pune pe gânduri acest deces, ne face să reluăm în calcul gripa ca o boală extrem de importantă și subliniază încă o dată importanța vaccinării sezoniere în primul rând pentru pacienții cu riscuri detectabile și cu afecțiuni asociate care pot să fie problematice. Editor AC.